Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre nominal coin, în special despre bursă după ce am trecut verificarea. Cine este înregistrat și activează pe această bursă, deci pașii cum de făcut verificarea am arătat în video precedent, atunci când nu suntem verificat, aici e cu roșu scris că nu suntem verificat. În cazul dat când suntem verificate, și deja cu verde scrie, aplicația are doar o limbă până când. De ce? Pentru că nominal coin, pe plan de dezvoltare, prima are țările care cunosc limba rusă. După ce se va dezvolta destul de normal, se va... Acum e perioada mai mult de testare, deci a fost prima testat tehnologie manual. După aceea, acum se introduce tehnologia de lucru la ei automată prin bursă, când banii deja nu mai trec prin ei, dar prin bursă, de la om la om. Și acum se reglează acest instrument, el când va începe a lucra normal cum trebuie, doar atunci vor trece la etapa a treia, când vor face catalogul cumpărături gratise. Când vor fi terminate aceste trei etape, doar atunci va fi altă limbă. Deci până atunci aveți două variante. Ori stați și așteptați când o să fie tot reglat și o să fie limba care va aranja, ori faceți uitându-vă la unde mut cursorul eu și ce fac. Două, trei ore să faceți și până la urmă să înțelegeți algoritmul. Deci ce nu e nimic complicat ca atare. Deci, din video precedent, verificarea se face aici, jos. Deci când intrăm aici, la mine deja scrie că eu sunt verificat. Deci nu mai trebuie să trimit două poze și Skype-ul. Eu deja am fost prin Skype telefonat, verificat, dacă coincid pozele cu aceea ce văd ei prin cameră și m-au acceptat. Deci, după ce noi am trecut verificarea, pentru a trimite bani, trebuie să facem verificarea la portofelele noastre care le avem. Deci, în cazul dat, pentru verificare se cere de trimis doar un dolar. Dacă ei ajung la ei și se întorc înapoi, deci înseamnă că portofelul este în regulă și cu restul bani nu o să fie probleme. Deci care era problema când lucrau manual? Mulți făceau greșeală când trimiteau banii, ori nu indicau corect portofelul, oriceva și din cauza dată banii... lor trebuie de fiecare dată manual de verificat, mult lucru era care era pierdere de timp pentru ei. Deci, dacă acele persoane n-au înțeles că eu am făcut greșeală și trimit tot greșit, banii lor pur și simplu nu se întoarcă înapoi. Deci de ce se cere strict un dolar? Dacă un dolar s-a întors, înseamnă că tot e în regulă. Deci, în cazul dat, sunt două sisteme de plăți, ADV Cash și Perfect Money. Deci, vă recomand pentru început, dacă nu înțelegeți, aici nu se poate de tradus sau se poate copia, de textul nu se poate copia. Cum să faceți, ca să... Dacă... Cum de tradus, deci textul este, nu știu, deci eu pot să vi-l traduc acum ce spune. Deci sunt mai multe puncte. În final, noi ori acceptăm condițiile, ori refuzăm. Deci, primul punct ce înseamnă? Convertarea banilor de pe conturi diferite de
dolari, adică nu se primesc alte conturi decât de dolari, de pildă dacă e euro, eu știu, ruble, banii ce ăștia nu se întorc. Deci, primul moment. În sistemul de plată Perfect Money se dă voie de a avea doar un portofel în dolari. Acolo sunt mai multe posibilități, mai multe conturi în dolari deschis. Dacă o să fie așa ceva, o să fiți blocați. Deci tot trebuie să fiți atenți. Numai un cont în dolari trebuie să aveți. Dacă aveți două, unul ștergeți-l ca să nu aveți probleme. A treilea punct. Conturile voastre în ADV Cash și Perfect Money trebuie să fie verificate. Deci, dacă nu sunt verificate, nici nu vă apucați că o să fiți blocat. A patrulea punct. ADV Cash trebuie să fie deschis în 2017 și mai devreme. Nu mai înainte, că sunt unele conturi ADV Cash din cauza lor și era probleme la mod, care erau printre primele deschise în ADV Cash. Acolo, în loc de e-mail, când trimiți bani, se indică login-ul. De ce ei nu puteau întorce bani? Că și acolo este indicat ori contul cu în dolari, ori e-mail-ul. Când noi facem plata prin ADV Cash, noi putem să indicăm e-mail-ul la persoana cu care trimitem și banii la dâns să ajungă. Dacă indicăm login-ul, nu e posibil de trimis bani. Deci omul când trimitea bani, la dânsi ajungeau la nominal coin, dar înapoi ei nu puteau să-i trimite, aici era problema. De ce uitați ce fel de ADV cash aveți? A cincilea, cel mai important, care eu am spus, că prima convertare pe fiecare cont din dolari, să are în vedere ADV cash și Perfect Money, se face doar cu un dolar, prima dată, pentru a verifica de probă dacă banii ajung la ei și se întorc. Punctul 6. Toate întrebările financiare legate de convertare se rezolvă doar prin tichet la suport nominal coin pe site-ul acesta. Scrierea posturilor și comentariilor pe tema reținerii banilor, până când n-ați clarificat întrebarea sau n-ați primit răspuns de la suport, veți fi pedepsiți prin excluderea din sistemul nominal coin. Deci, inițial, aflați, clarificați situația, care cauză și după ce puteți hotărâți. Continuați cu nominal coin, nu, nici într-un caz nu faceți comentarii, că pe urmă ei o să caute, o să facă verificarea ce se scrie pe internet, o să vadă că întrebarea nu este clarificată, nu este scris niciun tichet la și nu ați primit răspuns, dar ați început a scrie, pur și simplu o să vă blocheze și nu o să vă mai puteți lucra prin sistemul data nominal coin. Dacă n-ați indicat corect portofelul, oriceva legat de ADV Cash Perfect Money, în cabinetul personal, în aplicație, serviciul Crypto Cashback nu duce nicio răspundere pentru banii trimiți, și banii nu vor fi întorși. Deci toată răspunderea va fi pe seama voastră, pe persoana voastră, deoarece ați greșit singur, n-ați fost atent la momentele acestea, deci singur sunteți vinovat în careva sens. Pentru încălcarea regulilor, o să fiți exclus din ce sunt reguli,
Deci regulile care sunt în linkul acesta, e expus, cine are acces la aplicație, apăsați pe dânsul și o să vă arunce la unde cât că pe site-ul acesta, unde ele sunt expuse și puteți să le traduceți. Deci, după ce ați citit și ați înțeles tot ce am spus aici, treceți la trimiterea banilor. Deci, cum am spus, prima dată trimiteți un dolar. Deci, indicați și un dolar. Apăsați pe trimite și aici o să apară o inscripție că cu succes ați fost plasați în lista de așteptare. În rând, deci să spunem așa, aici se creează un rând. Și acum, după ce ați făcut acest moment, intrați în direcția aceasta, istorie, unde trebuie să apară un mesaj, aici e, că eu, de pildă, pe data de 4 noiembrie, la ora dată, am făcut comandă de un dolar care este plasată în rând pe data de 14 noiembrie. Deoarece eu am două portofele care o să lucrez ADV Cash și Perfect Money, deci eu am două plasate. Deci am făcut de două ori, deci o dată am ales ADV Cash, o dată un dolar am pus la Perfect Money. Căci se permite, ce se poate de lucrat cu două portofele, unele, cum am spus, amândouă trebuie să fie verificate. Dacă nu sunt verificate, nu trimiteți, că pur și simplu banii o să duc în vânt. Acum, dați vă explic cu limita zilnică ce e aici, cum să înțelegem dacă este bani sau nu este bani. Deci, uitați-vă, noi am pus cerere, depus cerere pentru a face convertare. Când vine data, ne uităm la situația cum este aici și până la ora 6 seara noi putem să convertăm suma cei care am cerut-o. După ce se întoarce un dolar, deja noi putem să convertăm sume mai mari. Prima dată, dacă nu se întoarce un dolar, înseamnă că avem probleme cu contul nostru, cu portofelul. Deci undeva noi am greșit. Și trebuie să clarificăm. Scriem la suport. Până nu clarificăm, nu verificăm unic problema, nu mai trimitem din nou. Dacă tot e în regulă, banii s-au întors, atunci trimitem deja alte sume. Deci, uitați-vă. Albastru, suma care deja s-a folosit din limita zilnică. Deci, și cu albastru scris limita zilnică este de 19.214 dolari. Acum, a mai rămas încă nefolosite 3.298 din acei care au făcut comandă. După ora 6, deja o să deschide acces la limitul acesta și celor care n-au comandat, dar de pildă pe parcursul zilei sau ce știu acolo, au ceva încă bani. Deci puteți să încercați să prindeți ceva din limita asta. Și simplu acest lucru să facă tăți care au bani și dacă nu reușiți, înseamnă că n-ați să reușiți să luați din suma asta care a rămas. Căci cine a comandat din timp poate a refuzat sau n-a găsit bani sau ceva s-a întâmplat, ori a avut bani, dar pe urmă hotărât să-i folosească în altă parte, deci primește că poate să apară careva sumă care nu s-a folosit. Acum aici e cu limita, deci uitați, eu, limita mea este zilnică de 7.000 de dolari, din care 2 dolari deja eu i-am făcut comandă să-i folosesc, de 6.998. La mine limita mea e cu roșu, iar ce am folosit e cu albastru, deci în punctișor e și în mic. Încă n-am folosit, o să fie pe 14 octombrie, deci când o să ajungă ziua aceea, eu o să fac și atunci o să văd. Așa. Cam atât. Dar aici e, vedeți, cifrele se ba se schimbă, ba cresc, ba scade, ce și limita aceasta poate la mine să se schimbe, căci aici merge vorba despre oameni care real lucrează. Deci la mine până când era total limita, dar dintre ăștia care erau 700 și ceva, văd că am ajuns la 320. Vede că nu toți au făcut
verificare altă, treilea, patra, adică nu lucrează, de ce suma aceasta se micșorează? O să micșoreze, în care o sens. Nu o să fie 7.000, dar o să fie 3.000 și ceva, până când acum văd eu. Nu o să vedem de ce. Până pe 14.000 sunt dacă 10 zile. Site-ul se perfecționează, se modifică. Deci, cursul azi deja e $118. Informația care o am că deja trebuie să înceapă a trimite din nou cashback. Iar cu sumele care sunt înghețate, ele vor fi începute plata lor după ce vor deschide a treilea etapă catalogul. Deci bani nu s-au pierdut, pur și simplu sunt înghețați. Asta e situația, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.